Burlacu. Este un gol important și pentru el, chiar dacă vine în poarta unei echipe de Liga 3-a. Colici pasă pentru Cicâldău, gol! Un gol pe care îl merita Alexandru Cicâldău. 4-1, minutul 88. 1-0 la pauză pentru Turisoltul Turnu Măgurele. 4-1 pentru Universitatea Craiova acum. Totuși o corecție prea severă, zic eu, deoarece echipa turneană părăsește chiar și la acest scor cu capul sus cea mai populară competiție, cea în care echipele mici se pot lua la trântă cu cele mari, Cupa României. De la Burlacu pleacă acțiunea. Colici, serviciu fantastic, altruist, bosniacul îl vede sprintând acolo pe Cicâldău și îi oferă o pasă decisivă. Cicâldău controlează bine cu adversar în spate, șutează pe sub portar și face 4-1. Al doilea gol printre picioare încasat de Poiană, după cel marcat de Bancu, minutul 51.